intensificarea acțiunilor autorităților în lupta contra răspândirii infecției cu coronavirus. Este evidentă o tendință de creștere a numărului de cazuri. Din acest motiv, am solicitat Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență o implicare mult mai serioasă în implementarea măsurilor legale adoptate de autorități, de asemenea o intensificare a acțiunilor de control și, nu în ultimul rând, o intensificare a comunicării cu cetățenii pentru respectarea măsurilor de protecție a sănătății. În acest sens, le-am solicitat să urmărească mai multe linii de acțiune. În primul rând, în școli să fie respectate toate măsurile de protecție sanitară, de la dezinfecție, portul măștii, respectarea distanței. Tot în școli și în universități, odată cu începerea anului universitar de mâine, deciziile care se iau la nivelul Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență să țină cont cu strictețe de reglementările legale, de hotărârea de guvern privind starea de alertă și de ordinul comun al Ministrului Educației Naționale și Ministrului Sănătății. Nu după bunul plac al unor directori de școli. Ce spune legea, aia trebuie să se aplice. De asemenea, din analizele efectuate de INSP și de specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății și Departamentului pentru Situații de Urgență, se vede clar că riscul cel mai mare de infectare a fost în cadrul evenimentelor, nunți, botezuri și alte tipuri de evenimente, în care nu s-au respectat măsurile de protecție, numărul maxim de persoane și alte reguli care ar fi trebuit respectate. Al doilea factor de risc l-a constituit transportul. Transportul public, atât transportul urban, cât și mai ales transportul intrajudețean, interjudețean și transportul spre platforme industriale, de acasă la locul de muncă și de la locul de muncă spre casă. Am solicitat intensificarea controalelor privitoare la respectarea regulilor, de asemenea luarea de decizii foarte clare. Acolo unde legislația impune, trebuie introduse decizii de restricții pentru a putea preveni răspândirea virusului. De asemenea, am solicitat Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, oriunde situația o impune, să ia decizii de carantinare, fie de localități, fie de zone. În ceea ce privește comunicarea publică, am solicitat prefecților, imediat după depunerea jurământului, a noilor primari aleși, să organizeze întâlniri în fiecare județ cu primarii și să solicite primarilor implicarea activă în asigurarea respectării măsurilor de protecție sanitară, atât prin comunicare publică, cât și prin implicarea structurilor din subordinea primăriilor în respectarea reglementărilor sanitare. Primarii, până la alegerile locale, mulți dintre primari s-au temut să ia decizii și să se implice activ în impunerea măsurilor de protecție sanitară. În momentul de față, primarii sunt aleși pe mandate de 4 ani, au deplin autoritate și avem nevoie de colaborarea primarilor și autorităților locale alese în reducerea numărului de infectări și în asigurarea respectării măsurilor de protecție sanitară. De asemenea, am discutat împreună cu colegii, știți că nu am mai actualizat situația țărilor, pentru că la nivel european
A fost o dezbatere și am așteptat să se ia o decizie la nivel european privind modalitatea unitară de respectare, de introducere a măsurilor privind deplasările în cadrul Uniunii Europene între țări. Nu s-a luat o decizie, din acest motiv vom decide luni în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență să reintroducem restricții pentru țările care au un nivel de infectare superior pe ultimele 14 zile nivelului din România. Aceste restricții vor fi mai nuanțate pentru cei care vin în România și stau în România o perioadă de maximum 3 zile. Nu se va impune obligația carantinării. Dacă vin cu un test COVID negativ, efectuat cu 48 de ore înainte de intrarea în țară. Dacă vor să stea mai mult de 3 zile, vor avea la dispoziție două variante. Carantină pe 14 zile, în cazul în care doresc să nu stea în carantină 14 zile, în a 5-a zi vor avea posibilitatea de efectuare a testului, iar în cazul în care testul este negativ, la momentul primirii testului negativ, vor putea ieși din carantină. Dacă aveți întrebări. Nu este, este 1,32. Raportată la populația de 2.200.000, că la acolo... Populația potrivit INSL în 1 ianuarie 2020 e 1,8 milioane. Asta e populația oficială potrivit INSL. Asta e populația, nu INSL stabilește populația. Luați în calcul în acest moment în considera restaurantelor din capitală? Am discutat acest subiect și știți foarte clar că în conformitate cu reglementarea din hotărârea de guvern privind starea de alertă, în localitățile unde se depășește nivelul de infectare de 1,5, comitetele județene sau Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență iau această decizie. Și de altfel s-au și luat decizii în câteva localități. În această situație, în cont de evoluția cazurilor de infectare, la nivelul capitale unde am avut un record dat, este posibil ca în perioada următoare să asistăm tot la o creștere, o calamare a numărului de cazuri după stațiunea, inclusiv la alții de la restaurantul la care trebuie să telefonul? Vom aplica reglementările legale. Dar aveți o evaluare? Ce va urma pe gata imunatinatoare? Sigur că avem evaluări. Se știe foarte clar că începând cu data de 1 septembrie am luat măsuri de revenire la normalitate, s-au reluat foarte multe activități. Activitatea în restaurante, în spații închise, activitatea culturală, în teatre, cinematografe. De asemenea, pe 14 septembrie au început școlile, pe 1 octombrie începe anul universitar. Interacțiunea socială, sau cum se zice, nivelul de distanțare socială s-a redus și din acest motiv a crescut riscul infectării și singura soluție serioasă, clară, precisă de a reduce riscul de infectare este respectarea de către cetățeni a regulilor de protecție sanitară, respectarea de către instituții, de către companii, de către organizatori de evenimente a acestor reguli pe care noi le-am stabilit. Din acest motiv vreau să transmit un mesaj foarte clar. Vom aplica legea și o vom aplica ferm, sigur, respectuos față de cetățeni, companii, instituții, dar vom aplica legea. Pentru că gradul de conformare este necesar să crească pentru a reduce riscul de răspândire a virusului. Domnul prim-ministru, într-o clasă de școală, când este depistat un elev pozitiv, ceilalți colegi ai tăi din clasă sunt trimiși acasă și nu sunt testați decât dacă prezintă simptome. Asta deși știm faptul că cei mici, de cele mai multe ori, sunt asimptomatici. De ce nu schimbați acest protocol să fie testată toată lumea din clasă? Știți foarte bine că acesta este protocolul care este stabilit de Ministerul Sănătății, de Institutul Național de Sănătate Publică și de Comisia Anticovid.
Eu nu sunt specialist în acest domeniu. Voi mai discuta odată acest subiect, pentru că mi-ați pus întrebarea, cu specialiștii în domeniul sănătății. Asta este regula. Oricum, în momentul în care un copil este infectat într-o clasă, practic, colegii din clasa respectivă intră în regimul de carantinare la domiciliu. Și atunci ce ar trebui să facă o familie? 14 zile, știți că se suspendă cursurile în clasa în care apare un copil care este infectat, un elev infectat, și colegii au un regim de carantinare, exact cum se întâmplă cu persoanele care sunt considerate persoane de contact cu un pacient diagnosticat pozitiv. Concret, într-un apartament de două camere, cu mamă, tată, copil, iar copilul vine dintr-o clasă unde un coleg a fost depistat pozitiv. Ce ar trebui să facă părinții cu copilul trimis acasă, știind faptul că are un coleg depistat pozitiv? Să se protejeze. Cum? Cum se protejează oricum de contactul fizic, să nu intre în contact cu copilul apropiat. În primele două săptămâni e greu să ai o evaluare a răspândirii datorată școlii. Și eu transmit mesajul ăsta încă o dată, pentru că știu ce se întâmplă în școli. Copilul este expus celui mai mic risc de infectare în cadrul școlii. În clasă, sub supravegherea profesorului, riscul de infectare al unui copil, elev, adolescent, este mai mare atunci când este liber și când interacționează fără supravegherea unui adult, indiferent că este părinte sau cadru didactic. Nu se poate face încă o evaluare. Sigur, au apărut cazuri, dar multe din cazurile care au apărut mai degrabă datorită unei contractări a virusului, nu neapărat în școală. Urmărim. Oricum, în ceea ce privește numărul de cazuri pe populația școlară, chiar cu școlile suspendate sau cu copii în vacanță, numărul de cazuri ca procent a fost în jur de 6,3% pe populație școlară. Deocamdată nu e pe evaluarea noastră, nu există o creștere semnificativă a procentului de îmbolnăviri pe această categorie de vârstă. Am pus la dispoziția autorităților locale și unităților școlare fonduri europene în valoare de 150 de milioane de euro, dintre care 100 de milioane de euro sunt pentru tablete. De asemenea, am alocat o sumă suplimentară din fondul de rezervă al guvernului, 200 de milioane, la dispoziția inspectoratelor școlare, ca să creeze stocuri tampon, le-am spus eu, de tablete, de măști, de camere web care sunt necesare pentru învățământul online. Am crescut numărul de școli care sunt conectate pe fibră optică cu aproximativ 3.000 de școli. Continuăm acest proces de creștere a procentului de elevi, de școli și de elevi care să poată participa la învățământul online. Licitațiile la nivel național derulate prin intermediul ONAC-ului au niște proceduri care sunt impuse de legislația europeană. Este foarte greu. De unde să știm noi că o firmă care vine la licitație știind care este... Da, Ludovic Orban, în fața Ministerului de Interne, vorbim despre această problemă a coronavirusului. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate.